Vă salut, eu sunt Andrei și am astăzi un vlog cu Dăciuța, pentru că cine știe, am programare în 10 septembrie la ora 2:30, ceea ce e astăzi, acum e ora 2, și o să pun niște cadre, cum am filmat eu în interior înainte să scot data aceasta din garaj. Îmi cer scuze, cam beznă pe acolo, dar le-am filmat și pe alea, așa că hai să înceapă vlogul. Iar îl filmez în întuneric, dar ce trebuie să facem? Trebuie să pornim Dacia, pentru că astăzi e o zi specială. Numai că să pornești o Dacia, mai ales că aici ai beznă, nu e ușor. Trebuie să-i pui prima dată bona la baterie, apoi să dai la camă, la pompa de benzină, să-ți vine benzină pe circuit, apoi să faci 2-3 pornire eșuate. Asta e viața, asta e plăcerea, de fapt, din a avea o Dacia. Deci, bam! Ăsta e furtunul pe care vine benzină în carburator, dar cu un om mai fost pornită, trebuie fain frumos aici, cine a avut Dacia cunoaște, să dai la pompă și ascultă cum face. Gata, a venit benzina, am și dat un pic pe lângă, se expert, l-a dat pe lângă, cel mai bun l-a dat pe lângă, eu nu știu să dau numai pe lângă. Așa și în întunericul ăsta, ha! Se aprinde o lumină de speranță pentru că am pus contactul. Îmi pare rău, dar n-am nimic aici în interior să fac lumină momentan. Hai să facem pornirea. Da, sigur trebuia să dau mai mult un pic, mai multă benzină. Hai să dăm și la pedală. Bă, uit cum se pornește o Dacia. Îmi cer scuze că sunt un prost. Acum i-am dat prea multă benzină. Ai văzut? Și-a avut prea multă benzină în carburator. A treia e cu noroc. Așa, și am scos de acolo Dacia, că era beznă și nu se vedea nimic. E frumos să se vadă. Am vreo 2 kg de praf pe ea, dar așa mă duc, nu mai am timp să o spăl. Și ce-mi place e că mereu când vin în parcarea aia, ea e prăfuită uniform peste tot. Numai aici mereu să văd niște urme de fundic. Așa, știi că cineva vine, pune fundicul, își face o poză acolo în garaj și pleacă. Bă, atâta timp cât nu o zgâriați, nu o deteriorați, și dacă o zgâriați, numai să nu o zgâriați tare, oricine poate să facă poză, e o Dacia frumoasă, faceți-vă poză cu ea. Mergem la Dacia să vedem ce fac băieții ăia, cum se comportă cu noi. De treabă, nu-s de treabă. Data trecută a fost chiar ok, am fost impresionat. Să vedem cum e acum, după ce bănuie eu aflat că am filmat vlog la ei. Așa, stai să-și bage Andrei niște muzică. Mi s-a stricat butonul la casetofon și acum am două fire aici ca să-l pornesc. Și nu sunt în rai, sunt doar în Dacia Service. Și dume tâmpite ai, Andrei. Am ajuns la 2:30 și stau la codă. După ce bagă Dacia asta, cică, urmez eu, așa că hai să vedem. Stăm aici frumos în Dăciuță și așteptăm cu minți. Și am băgat Dacia aici, uitați ce frumos mi-a pus pe volan, să nu se murdărească, pe scaun, mi-a pus fain frumos săculeț, am și parcat-o și practic o predau, deci practic mă despar de ea și scrie parcați aici, de restul ne ocupăm noi. Și ca să vedeți, m-a luat în primire un domn foarte de treabă, care îmi zicea că din 1984 lucrează fix aici în Dacia Service și o lucra numai la Dacia de astea pe vremea lui. El e domnul Stelian Lungu, batem 5, așa că acum nu ne putem atinge. Din 84 până acum, ce v-a făcut să nu schimbați? Să rămâneți la Dacia? Păi, fiind angajat din băncile școlii, așa, a fost primul serviciu și am rămas aici. Aici am crescut, m-am realizat. Domnul Stelian a fost foarte de treabă cu mine, mi-a explicat tot. Mi-am și mers cu dânsul așa la o mică tură prin parcare să vedem ce scârție, ce bate. O pune sus pe elevator și apoi îmi zice dacă e grav sau dacă nu e grav. Dăciuța e sus pe elevator, bam, bam, bam. Domnul Stelian mi-a explicat că de fapt nu e treierul de vină, e treierul foarte bun. Și discul ăsta, după cum se vede, vedeți că nu are suprafața întreagă pe care plăcuța să acționeze, pur și simplu să-l strângă și de-aia îmi face scârțâitul ăla. Îi și ruginit un pic, dar are vârsta lui. Am mai descoperit, o descoperit de fapt domnul Stelian și burduful la planetară care trebuie schimbat. Am planetară acasă, nou-nouță, vin cu planetara direct la Dacia Service și ce e aici, un taler pur și simplu la la arc care trebuie schimbat. O să vin și o să se rezolve împreună, o să rezolve, mai bine zis, toate problemele astea. Mie mi se pare senzațional că încă se ocupă de mașinile astea și încă sunt mecanici care știu foarte bine. Chiar m-au arătat niște detalii, niște chestii
Le-am zis, bă, hai de capul meu, se vede că aici sunt experții. Punem roțile la loc și cam asta e tot deocamdată, că n-am eu piesele. Bun, deci gata cu serviciul și bă, deci știu că pare cumva reclamă Dacia și poate multe lume o să zică, bine mă Andrei, zici de Dacia de bine și ești prost. Bă, au fost foarte de treabă oamenii cu mine și poți să zici, na, că din cauza că ai vlog și am stat, m-am luat o cafea, adică mi-a dat domnul o cafea de acolo și am ieșit, zice, du-te în sala de așteptare sus. Și m-am dus afară și m-am furișat afară și am văzut cum prelua domnul mașinile de afară. Veneau oamenii, bă, cu toți vorbea, stătea la vorbă, le explica, era de treabă. Adică, într-o societate în care toți ne grăbim, repede, repede, dă-i să meargă, n-am chef, domnul Stelian, care a apărut pe vlog, se discuta cu toți, le explica, nota, deci ajung... Eu când am ajuns m-am întrebat, ce probleme are mașina, nu știu ce, bla, bla, zic eu, bine, mă... Se comportă super cu mine că am făcut vlog. Nu, așa s-a comportat cu toți. Chiar era un băiat la coadă, avea un Logan cu numere de Brăila, îmi zicea că îmi și urmărește vlogul. Am văzut cum s-a comportat cu băiatul ăla așa mai de la distanță, n-am auzit chiar tot. Dar super, o stat, o notat, l-a întrebat, demențial. Certificat de control, factură, am plătit 47 de lei, am înțeles că trebuia 97, dar mi-au făcut reducere. No, asta chiar din cauza că am vlog, le apreciez și le mulțumesc. S-au tratat cu mine bregește, deci ori verificat toată mașina, cutia, se vadă dacă am destul ulei în cutie, că asta picură, ori verificat roțile din spate, plăcuțe, tot, sub capotă, deci foarte tare. Pot să vin eu cu piesele proprii, fac eu rost de unde pot de piese și mă duc și mi le montează și chiar am întâlnit pe domnul Stelian și încă un mecanic pe care nu l-am pus pe vlog, care chiar a fost, bă, deci se vedea că știe Dacia, știi, deci știa absolut tot, zice, bă, eu pe Dacia asta, zice, lucrez aici la service din 90, o zice, la parcă, sau ceva de genul, numai Dacia am reparat în 90-2000, deci le știu. Practic, acum am trecut prima inspecție pe ziua de astăzi, o să reparăm Dacia în viitor, am altă programare când fac rost de piese, dar vlogul nu se termină aici, pentru că ce? Dacă Dacia au zis că e ok, mai avem o entitate colosală care să vedem ea ce părere are. Am venit cu Mircea. Mi-e greu aici în mașină. Multă sănătate. Mergem la bunica în vizită, practic să vadă mașina tinereței ei. Nu cred că e chiar tinereții. Bunica e mult mai bătrână decât Dacia asta, așa-i? Bă, în floarea vârstei, când avea 30-40 de ani, era mașina asta la Da, mașină. Cam așa. Deci nu era chiar la 18 ani la majorat și-o luat o Dacia, dar pe la 30. Ce faceți? Ați văzut mașina mea, nu? Da. Acum vă arătăm mașina lui Andrei. S-o cumpărat cu Andrei o mașină. Cum vă așteptați să fie față de alu Mircea? Albastră nu. Albastră nu. Albă. Nu știu, haideți să vedeți mai bine. Haideți, vă rog, la tineța. Fui neagră, mă, Dacie. Îi din 1982. Cred. Și am zis că sigur în tinerețe v-ați plimbat cu așa ceva. Dar cum să nu, câștigată de Ovidiu la loto. Nu, câștigată la loto. La... 5 bilioane. Vai, mă. Hai să vă arăt și din grijă, și din față. Mă. Da. Și apoi numai ai dat vopsa lor, așa o ai luat cu mâini. Așa am luat-o cu mâini și în stare chiar bunicică. Vai, Doamne, era crem, ziceam că e a noastră. Așa pe mașina de unde? Luată? E. Din Pitești. Acolo s-o făcut. Exact, Batele, exact. De acolo să le bată încă. Ce bine vă pricepeți. Păi acolo s-a dus badea după ea, în Pitești. În Pitești, da. Ia. Yeah. Interiorul, dacă vă mai aduceți aminte... Mi-aduc aminte caticărul. A suscat la mare vreodată. Vai, bată, sorele. Te lasă-mă. Lasă-mă să mă văd în... Hai, bilicuțule, mă, că ne-a venit motorul. Sandu, să vine domnul Sandu? Hai mă că ne-a venit Dacia acă! Hai mă, hai mă! Domnul Sandu, să trăiți! Așa batem cinciu! Uitați-vă! Mimă Dacia! Mimă Dacia aia e crei măi! Ai de capul meu! Da. Da. Unde o ai găsit? La Pitești! Da? Da! Păi mă, mimă Dacia ne-a sosit în poartă! Domnul Sandu, ați-o te rog! Am înțeles că ați avut și dumneavoastră una crem. Da. Tot 1300. Da, 1310. 1310, no, era mai nouă. Asta e mai veche. 82 asta. 1982. Duce-mă. Da. Și apoi cum e așa întreținută? A, păi o prins vremuri bune și s-o și muncit la ea. Mă, s-o muncit că mai vopsit asta. Da. Altfel culoare. Altă culoare? Da. Dar de unde știți? Da, n-o știe bunica. Da, bă, nu știe bunica. O fost roșie. Roșie, ca cocoșul. Pentru că pe vremea aia nu era voie să ai Dacia neagră.
Nu, era crem, roșie, albastră, mai bleomarină, dar nu bleomarină, mai albastru, ale era trei culori. No, eu mă bucur că vă place. Da, tu l-ai, mă, numai tu și epocă. Numai tu și în Cluj cu de-asta. Voi să ai noroc. No. Mulțumesc, mulțumesc. Tu l-ai, domnule. Andrei, și grijuliu, adică o să aibă grijă de ea, să știți. Mă, tu să te muți din apartamentul ăla. Eu să vin. Doamne, faci o lume încă să-ți frești tu Motorola așa fain, mă. Nu, no, nu te supără. Bine, că e vlog de mașini. Că, da, a văzut bunica, că au zgâriat mergea la mașină. Da, păi cum, nu? Da, au zgâriat-o de mai multe ori. Păi da, de mai multe ori, dar eu nu m-am când a fost la el, atunci l-am văzut. Da, 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 păi e îngust. Da, deci am binecuvântarea dumneavoastră, vă mulțumesc. Da, noroc de e. Numai atâta vă mai arăt. Fără. Da, păi la câți kilometri face asta, n-are treabă. În portbagaj. Io, dar pe unde merg cu ele, bata, ce noroc. Păi aici ai serviciul, dacă se strică. Niciun serviciu nu te mare, domnule, nu are. Cureaua de alternator. E, aia se nu le Delcou. Mai repară nimeni. Păi unde, că nu mai se fabrică piese. Și aia este, le-ai strâns de unde ai putut. Da, și fix astăzi am fost cu ea la Dacia Service. Și? Ei o repară dacă le duc piesele, îți de treabă. Dar dacă le duc eu piesele, că ei nu au de unde piesele, nu? Din 82. Trebuie să le lași acasă, doar nu-i umbla cu portbagajul după tine și să nu pui nimic în el. Doamne ferește. Na, păi așa știi că te duci oriunde. Da. Ăsta a fost vlogul, vă mulțumesc că v-ați uitat. Scrieți-mi în comentarii cam ce părere aveți voi de Dacia Service, de ce credeți că s-a întâmplat pe acolo voi, ce experiență ați avut. Și de cum vi s-a părut reacția bunicii. Ne vedem la următorul. Salut!